Directorul Agenției Internaționale a Energiei Atomice, Rafael Grossi, este în drum spre Kiev după ce Vladimir Putin a decretat centrala Zaporojie pământ rusesc. Președintele rus a preluat miercuri sub controlul Rusiei printr-un decret, așadar, centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, care devine astfel o proprietate federală. Centrala nucleară de la Zaporojie este ocupată de către trupele rusești de mai multe luni, însă este gestionată de către ingineri ucraineni deocamdată. Aflată pe linia frontului, centrala nucleară a devenit însă o miză strategică cheie și reînvie cumva spectrul catastrofei nucleare de la Cernobâl în cazul în care i-ar fi lovite instalațiile.